Am avut o chestie ad hoc, plecat de la universitate unde a fost o idee, am înțeles, a tineretului de la PNL, dar pe care a tineretului noi. De la PNL? De la PNL? Așa am înțeles, de la PNL tineretul. La urmă am venit noi, oameni care am dat libertate în 89 și am preluat ceea ce știm să facem foarte bine acum, să nu mai fim păcăliți ca în 89. Poate parte din situația de revoluționare. Da, deci eu sunt chiar președintele organizației Radio Libertate. Eu am ocupat Radio Libertate. Care e numele dumneavoastră? Ciochine Ion. Ce credeți că era rău cu proiectul ăsta? Cum v-a afecta pe dumneavoastră? Deci, sunt plătitor de taxe la CEASA, dar și plătesc suficient de mult la salariul care l-am. Așa. Nu mi se dă absolut nimic din banii care îi dau acolo. Deci totul eu plătesc. Bun, dar legea asta care urma să intre în vigoare, ce știți dumneavoastră că ar fi fost rău în ea? Deci să plătesc în continuare aceiași bani și să nu am nimic. Demisia, adică, mă rog, plecarea domnului Arafat de acolo, de la minister. O, imens! Dar de ce? Deci eu urmărim la televizor fel și fel de evenimente rutiere, uh-huh, și nu numai. Deci nu am fost legat de chestia asta cu Arafat, n-am avut nicio problemă de accidente sau de ceva, nici familie. Da. Dar numai văzând ce a făcut acest om, nefiind român, da? Deci după aceea, până cetățenia de noi român, bă, dar de ce se face rău unui asemenea om? Da. Care îi iei pe degete și zici, bă, e cam unul singur, care a făcut ce rău. Am venit alături de oamenii care știu răspunsul la întrebarea ghișcitoarea mea, cine urmează să plece. Răspunsul adevărat e Băsescu. De ce credeți că e în regulă cu legea asta sănătății? Eu cred că e în regulă cu Băsescu. Băsescu vrea să se amestece în absolut toate problemele și asta este marca unui dictator. Astăzi s-a dovedit a fi un dictator însă laș, pentru că a retras proiectul, văzând ce reacție a generat în întreaga țară. Băsescu e anul nou!